Consiliul Județean Hunedoara are în derulare proiectul conservare-restaurare la anfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmise Getuza. Conducerea instituției își dorește ca până la finele acestui an să fie începută licitația, după ce autorizația de construcție a fost emisă în luna august. Dacă este să mă refer la Țara Hațegului, acolo suntem în derularea unui contract de proiectare pentru reabilitarea și punerea în valoare a anfiteatrului de la situl arheologic de la Ulpia Traiana Sarmise Getuza. A fost emisă la finalul lunii august autorizația de construire pentru acest obiectiv și sperăm ca până la finalul anului să reușim să urcăm în SEAP acest proiect și să începem licitația. Procedurile sunt un pic întârziate și se dorește ca începerea construcției să fie în luna mai a anului viitor, pentru a se respecta termenul final de implementare a proiectului, care este 31 decembrie 2023. Ne dorim foarte mult ca undeva în luna mai a anului viitor să putem deja semna un contract de execuție pentru anfiteatru, pentru că termenul de finalizare al proiectului este 31 decembrie 2023, vremea este destul de capricioasă, suntem într-o mică întârziere, dar nu de nerecuperat. Pe de altă parte, vine o veste mult mai bună, în sensul că s-a găsit o soluție tehnică pentru protejarea cât mai mare a monumentului antic. În luna septembrie s-a stabilit și s-au bătut toate cuiele, dacă îmi permiteți expresia asta, pentru modificarea soluției tehnice la anfiteatru. Dacă, conform Daliului, trebuia să fie zidărie peste actualul monument, Institutul Național al Patrimoniului, din subordinea Ministerului Culturii, care este proiectantul acestui PT, a stabilit ca să protejăm monumentul antic, iar tribunele să fie pe un schelet metalic care să nu se sprijine pe monumentul antic. Finanțarea proiectului este una de natură europeană, prin programul operațional regional și este în valoare de circa 22 de milioane de lei. Din această sumă, peste 21,3 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile.